Bine v-am găsit la horoscopul săptămânii cu numărul 11 din 2024. O săptămână destul de liniștită și poate chiar banală din multe puncte de vedere. Începem săptămâna în forță cu o aglomerare de planete. Vă spuneam încă de câteva zile că toate planetele sunt în doar 4 zodii. Avem planete în Vărsător, în Pești, ia câtă, avem și în Berbec, în Sfârșit și în Taur, atât. Într-o treime de zodiac, așa ca într-un buchet, câteva zile bune, așa ca până pe marți, sunt toate grămadă, că pe urmă luna își vede de drum și își vede de turul zodiacal. Dar ia câtă, avem în frunte o locomotivă, așa cum i-am zis, formată de aproape conjuncția Uranus-Jupiter și în capătul Plutonului este chiar Pluto sau Pluton, cum mi se mai spune, și care merge mai lent, își vede de drum. Dar avem energii în toate elementele, și în zodii de apă, și de foc, și de pământ, și de aer, deci avem tot ce ne trebuie. Toate resursele sunt la îndemâna noastră. Tocmai am avut în weekendul anterior, am avut o lună nouă în Pești cu puternic iz lilitian, pentru că în punctul diametral opus se menținea și încă se menține câteva zile opoziția lui Lilith. Lilith poate este o ancoră în realitate. Toate vantaiul ăsta de planete întinse, undeva în partea cealaltă, sunt cele două elemente karmice, nodul sud și Lilith, singurele elemente din partea cealaltă a zodiacului și care, da, ne dau un pic de ancorare în realitate, un pic de să nu rămânem așa într-o zonă iluzorie, frumoasă, că prea le avem pe toate. Ei, nu chiar le avem pe toate. Norocul e că dacă scoatem elementele karmice din peisaj, nu se formează aspecte negative. Hai, așa putem spune că este o cuadratură acolo dintre Uranus și Venus și Marte, pardon, ba, poate chiar și Venus. Hai să zicem că Uranus își mai lasă așa un pic ampreta prin cuadratură, că în rest numai sextile și conjuncția avem în perioada asta, ceea ce e bine, dar ce vă spuneam de Lilith din partea cealaltă și nodul sud din partea cealaltă, practic două axe care își lasă amprenta inclusiv în această aliniere, pentru că partea cealaltă a axelor de la Lilith citire și de la nodul sud citire sunt tot în această grămadă de planete, dar cu ancorare în realitate, să nu privim doar mamă ce bine ne merg unele lucruri și să muncim în continuare, să nu ne culcăm pe ureche că le avem pe toate la dispoziție. N-avem nicio planetă retrogradă, iarăși este foarte bine, tocmai a început o lună nouă, deci un nou ciclu lunar și toate bune din punctul ăsta de vedere. Săptămâna asta avem parte de o schimbare de zodie. Pe 12 martie Venus vine și ea în Pești, unde a fost bătaie zilele trecute. Chiar pe 9 martie am avut 5 planete în Pești, pe urmă s-au risipit. Între timp a ieșit și Luna de acolo, a ieșit și Mercur de acolo, adică chiar săptămâna asta ies aceste planete, dar în partea cealaltă intră Venus, încât se menține ponderea de planete în Pești multă vreme. Săptămâna cealaltă va intra și Marte acolo, deci zona Pești, gara asta Peștilor e foarte aglomerată în perioada asta. Și am avut și lună nouă în Pești, mamă câte sunt acolo, care ne umblă unde? La suflet, la eu nostru interior, la conștiință, la latura spirituală a vieții, la latura emoțională a vieții, la sănătatea noastră, evident că este și un Lilith acolo care își bagă coada, să ne ocupăm de ce nu se vede, ce e dincolo de cortină. Energia Peștilor nu e ceva foarte vizibil, foarte material, e partea noastră mai filozofică, mai spirituală, mai emoțională și care de obicei nu doare. Și de aia ne păcălește de multe ori zona psihicului, că simțim multe, dar nu neapărat durere. Sau dacă e durere, e sufletească. Dar nu e cazul. Chiar dacă Lilith umblă foarte mult în rărunchii noștri din punct de vedere emoțional și spiritual, totuși suntem, iacătă, cât de bine susținuți cu toată grămada asta de planete. Mai rar așa ceva. Un evantai. Nu, nici anul trecut n-am avut asemenea aglomerare, pentru că anul trecut era Pluton Capricorn, deci acum sunt toate atât de aglomerate.
că deja de primvară se risipesc în toate părțile planetele astea, dar acum este un maximum, deci așa cum spuneam. Deci pe 12 martie Venus în Pești, care își lasă și ea amprenta emoțională, iubirea devine mai intimă, mai discretă, mai secretă, da, poate fi și secretă, poate fi mai profundă, mai serioasă din multe puncte de vedere, dar și mai turbulentă pentru unii. De ce nu? Pentru că Venus va intra și ea la conjuncție saturniană foarte curând, săptămâna viitoare, la opoziție lilitiană, la sfârșitul lunii. Deci intră Venus acolo în Pești, dar e vizat așa din toate părțile, este în colimatorul unor planete care vor cere mult de la Venus. Încât Venus acolo în Vărsător era în zona ei lejeră, deși nici ea n-a scăpat. Țineți minte, în februarie, că s-a întâlnit cu Marte și cu Pluto la o conjuncție unicat până la momentul respectiv. Deci Venus vine dornică de un pic de liniște, probabil, în Pești. O mică vacanță din punct de vedere emoțional. Cu Venus în Pești puteți fi mai romantici, mai sensibil, mai intim, mai puși pe... Da, și multă atracție spre zona secretă a iubirii. Ori, chestia aia platonică, nu putem exprima, simțim, dar nu putem spune, ori, aia ascunsă de-a dreptul, din multe puncte de vedere. Deci o săptămână cu o schimbare de zodie. Al doilea eveniment al săptămânii este pe 11 martie și anume un sextil dintre Mercur și Pluto. Pluto, știți foarte bine, a intrat nu de mult în Vărsător și tot nu de mult, undeva prin februarie, a avut o întâlnire cu Mercur. Acum are sextil cu Mercur și este tot primul din toate timpurile în această combinație. Adică Mercur la intrarea în Berbec și Pluto la intrarea în Vărsător. În alte variante, sigur, avem parte de câte un sextil sau, hai să zicem, un trigon dintre Mercur și Pluto foarte des, ba chiar și de câteva ori pe an. Dar nu în această combinație. Pentru că Pluto abia s-a mutat acolo în Vărsător și iată, acum își trimite așa săgeți, scrisori, mesaje către Mercur, pentru că ele au avut o întâlnire, cum spuneam, prin februarie, au pus un pic țara la cale, e acum se duce Mercur din Berbec să pună în aplicare ce a vorbit el atunci cu Pluto. Ce ne-a trecut prin cap nouă, prin februarie, că o să facem, că o să dregem planuri, programări de alea de cursă lungă, probabil, ne zice Mercur, hai să ne apucăm, hai să le facem, că ia, că am avut și o lună nouă, va mai fi susținut acest Mercur și de lună în primele zile ale săptămânii, deci dăm drumul la niște motoare. Cu multă inspirație, cu multă imaginație, cu multă creativitate, dar și cu chef de muncă, pentru că în sfârșit, după ce s-a mutat Mercur, nu de mult, pe 10 martie a intrat Mercur în Berbec, în sfârșit avem energie de foc, pentru că multă vreme n-am avut energie de foc. Acum am spus că avem din toate câte un pic, din toate elementele zodiacale. Deci Mercur în sextil cu Pluto, primul de când suntem noi pe lume în această combinație, poate fi un bun îndemn de a pune în aplicare ideile noastre, alea originale, alea curajoase, alea pe care doar le-am trimis în univers la un moment dat, că am vrea să le facem, ceea ce ne deschide viitorul. Un astfel de sextil traduce foarte bine zicala aia cu așa cum îți așterni, așa vei dormi. Încât a venit vremea să ne așternem viitorul. Ne scriem singur viitorul, ne gândim viitorul, ne programăm viitorul, dar și punem în aplicare. Mercur în Berbec nu numai că gândește, dar și face. Pune mâna și face. Al doilea eveniment al săptămânii și gata, că e o săptămână lejeră din punctul ăsta de vedere, se produce pe 17 martie la grad exact și este a doua conjuncție a lui Neptun. Pe 8 martie vă vorbeam de conjuncția dintre Mercur și Neptun, care era romantică, era iluzorie, era imaginativă, era plină de secrete, de taine. Vine și Soarele la conjuncția cu Neptun pe 17. O conjuncție care se produce în fiecare an. De când a intrat Neptun în Pești, de mult, de prin 2011, în fiecare an s-a produs câte o astfel de întâlnire și o să mai fie una sau două până va ieși Neptun din Pești în 2026. Uite că nu știu exact, s-ar putea să fie penultima asta și să mai fie una similară la anul
în pești, pentru că în alte variante sigur că o să mai fie de acum înainte, care își lasă amprenta în acea energie de pești de care vă ziceam. Venus în pești, Soarele și Neptun în conjuncție în pești, zilele trecute Mercur și Neptun în conjuncție în pești, Lună nouă în pești, mamă ce baltă de pești este acolo! Și care înseamnă multă emoție, multă căldură, multă blândețe, dar și multă empatie, dar și multă compasiune și tot ce vine mai bun din noi, către noi înșine, către alții. Sigur, Neptun își mai poate lăsa amprenta și iluzorie de foarte multe ori. Sigur, ne putem lăsa furați de wow, de niște vise mărețe, iluzii. Putem fi mai visători, mai idealiști, mai influențabil, mai impresionabil, mai sensibil, cu alte cuvinte. Cine avea nevoie de un pic de sensibilitate, ia cătă, o primește din belșug acum cu asemenea baltă de pești în care ne scăldăm cu toți în perioada asta. Iar prin zodia peștilor, în această perioadă, vor trece în total 7 planete. Vă spuneam zilele trecute de 5 planete, că sunt grămadă toate pe acolo, au mai ieșit unele, urmează să intre, încât 7 din cele 10 cu care lucrează astrologia trec în această perioadă prin pești, prin balta asta, da? Are balta pește, nu? Și toți avem zodia peștilor undeva pe hartă, că nu e vorba doar de cei născuți în pești. Toți avem zodia peștilor undeva pe hartă, încât pe acolo e vânzoleală. Multă căldură sufletească, multă emotivitate, multă afecțiune, dar evident și elementele fragile ale acestui sector, îndoiala, suspiciunea, frica, emoția pozitivă, emoția negativă, lucruri pe care încercăm să le ținem sub control. Iar în astfel de moment, cu Soarele în conjuncție cu Neptun, ne face mai buni, mai sensibil, mai fragil, mai vulnerabil, mai visător, mai poetici, mai cu capul în nori, mai imaginativ, mai inspirați, mai spiritual la modul spiritualității, la asta mă refer, mai atrași spre biserică, spre meditație, spre cele sfinte, spre psiholog, pentru cine are nevoie de psiholog, se poate duce într-un astfel de moment să-și deșarte sufletul acolo, de tot ce are pe suflet, nu? E momentul bun pentru destăinuiri, pentru declarații de dragoste, evident, pentru romantism, tet-a-tet acolo, pentru artă, cei care au simț artistic dezvoltat, poate fi o perioadă foarte inspirată, încât dacă sunteți poeți, muzicieni, pictori, fotografi, artiști în general, ăsta e momentul. Evident, la fel de puternică este perioada și pentru cei cu deschidere spre spiritualitate, cei în căutare de dezvoltare personală, nu? Pentru a-și explora sufletul. Ăsta poate fi momentul, inclusiv de vindecare. Evident, cu atât mai mult că în punctul diametral opus acestei perioade este Lilith, care împreună cu energia peștilor și cu Lilith pe partea cealaltă, în Fecioară, vindecă. Numai că vindecă în spatele cortinei. Nu e ceva care, wow, m-am trezit dimineața, ce bine mă simt că m-am vindecat. Nu, e o vindecare profundă, spirituală. De undeva din univers vine medicamentul de care avem nevoie. Probabil trebuie să-l conștientizăm ce ne trebuie, ce trebuie să dăm afară, că trebuie să și extirpăm ceva, trebuie să renunțăm la ceva, poate chiar un sacrificiu. Inclusiv asta înseamnă zodia peștilor, energia peștilor, compromis, sacrificiu, renunță la ceva. Cu alte cuvinte, de multe ori, echilibrul ăsta al nostru emoțional are un preț. Ori financiar, gen, mă duc la un retreat undeva, știu și eu, în India și mă costă, dar vin de acolo vindecat, eliberat, liniștit, mă duc la psiholog, mă costă, mă duc la coach, mă costă, mă duc la lucruri care simt că mă dezvolt spiritual și poate nu numai spiritual, mă costă și poate nu neapărat bani. Mă costă timp, mă costă energie, mă costă un efort, efortul de a renunța la ceva, efortul de a mă descoperi pe mine, că nu e pe tavă, evident. Și asta înseamnă Lilith în Fecioară, o muncă. Vindecarea se produce, cum spuneam, foarte subtil în planul 2, dar printr-o muncă. E ca atunci când vrei să slăbești, apoi nu slăbești peste noapte. Dar nu despre asta e vorba acum,
slăbești printr-un efort, te duci la sală, faci cură de slăbire, te abții. Cam asta este ceea ce trăim noi acum. Niște munci pe care munca cu noi. Dacă ați auzit în zona asta a dezvoltării spirituale de shadow work. Shadow work este o luptă, o muncă, un efort pe care îl facem cu fricile noastre, cu latura neagră, întunecată a vieții noastre. Și ce este luna neagră? Lilith, mai bine zis, o lună neagră este elementul diametral opus, practic, lunii albe. Este umbra. Cam asta facem noi acum cu Lilith, luna neagră în fecioară. O shadow work, o muncă cu întunericul din noi, cu umbrele din noi, cu fricile din noi, dar vom ieși într-o zi la lumină, cu atât mai mult că foarte curând vom avea și eclipse. Mult mai puternică va fi shadow work de anul viitor, pentru că la anul intră și axa nodurilor lunare în pești. Continuăm, practic. Acum, da, ne descoperim, ne umblăm așa un pic prin sertarele minții noastre, vieții noastre, spiritului nostru, descoperim niște puncte și le scoatem la lumină, să ne ocupăm de ele, nu? Cine vrea, evident, că nu ne obligă Universul să facem nimic dacă noi nu vrem. Dar cine simte că are acolo niște puncte fragile la care trebuie lucrat, astea sunt momentele. Deși de când venim pe lume, până plecăm de pe această lume, tot o muncă facem, dar parcă mai mult acum munca e cu latura spirituală a vieții noastre. Să luptăm cu viciile, să luptăm cu tabieturile proaste, obiceiurile proaste, cu rutina, cu ce nu ne mai trebuie, cu otrava vieții noastre. Și asta face Lilith acolo în fecioară. Purificare, detoxifiere. Și noi trebuie să o ducem mai departe, la urma urmei, să ne curățăm. O epurare, imaginați-vă că energia peștilor este de apă. Epurarea apelor, nu? Dar prin munca asta un pic dificilă, pe care nu oricine, evident, poate să o ducă în spinare. Dar cine are chemare spre zona spirituală, va căuta, va sonda, va da la o parte, știu și eu, cortina a vieții și va descoperi multe acolo. Uneori nici nu ne dăm seama. De multe ori, energia asta peștelor este foarte subtilă, așa cum spuneam, nu e ceva care, uite, asta e ceea ce ai făcut. Dar feeling-ul există. Intuitiv vom simți ce să facem, ce să nu facem, că ne-am vindecat, că nu ne-am vindecat, totul trece prin intuiție, prin latura aia foarte profundă a minții și sufletului nostru. Deci iată o săptămână care se umblă foarte tare prin adâncurile noastre cu atâta energie de pești care acum este, după care evident de prin aprilie încolo vor rămâne doar cele două planete, Saturn și Neptun, care la an vor avea și ele o minunată întâlnire acolo în pești împreună cu axa nodului lunare. Să vedeți atunci ce o să fie. Primăvara lui 2025 va pune capac la această trezire spirituală, vindecare spirituală, epurare spirituală și așa mai departe. Deci nu ne liniștim, nu se liniștesc apele. Mai avem un pic de lucrat cu noi, dar shadow work acum se produce, cu Lilith în partea cealaltă. La anul deja nu mai e shadow work, la anul e ieșirea la lumină. Deschidem ferestrele să intre apă curată, ce ferestrele, supapele, ecluzele, nici nu știu cum să spun. Acum Pluto a deschis ferestrele și a venit aer curat. E cu apele astea curățate anul ăsta și bineînțeles și la anul o să dăm drumul la niște bancuri de pești noi acolo și uite așa o să țopăim cu toții că ne-am vindecat, ne-am liniștit. E, să sperăm cel puțin că va fi pentru suflet, nu vorbim de politică, nu vorbim de umanitate, nu vorbim de război, vorbim de suflet, că zona peștilor e cea mai nematerială zonă a zodiacului, cea mai nematerială. Nu se ocupă practic de nimic palpabil, tangibil. E zona asta, e visul, e iluzia, e teama, e o zonă pe care greu poți să o definești. În rest, toate celelalte două zodii de apă, Scorpionul și Racul, au și conotații palpabile. Pui mâna pe niște lucruri care se ocupă Racul, care se ocupă Scorpionul.
Cu ce se ocupă pește nu prea poți pune mâna, dar le simți poate cel mai puternic dintre toate, pe toate frecvențele spiritului la urma urmei. Cred că atât am de zis despre săptămâna cu numărul 11. Nu uitați să vedeți zilele astea, luni, marți, o să apară și un oracoscop dedicat doamnelor de data asta. Dacă vedeți filmul sâmbătă sau duminică, nu căutați și oracoscop că e în lucru, dar duminică seara sau luni, oricum pe parcursul săptămânii, o să puteți găsi și acest film cu o sondare a sufletului feminin, a spiritului feminin, a universului feminin, pe care uneori nici noi femeile nu-l înțelegem, dar minte bărbații. Și de-aia mă las un pic ghidată de atâta energie de pește, de pești, să vedem ce găsim pe acolo prin sufletul feminin, prin universul ăsta foarte profund. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați transmis în ultima vreme urări de 1 martie, de 8 martie, vă mulțumesc, le transmit înapoi cu aceeași căldură, cu aceeași bucurie și nu uitați să semnați petiția pe care v-am invitat de ceva vreme să o descoperiți, să o citiți, să o analizați, să vă gândiți, cine știe, poate rezonați cu solicitarea mea, propunerea mea, nici nu știu cum să-i spun, intenția mea, inițiativa mea, aceea de a merge mai departe la un moment dat cu o solicitare undeva la forurile legislative ca vreodată în certificatul de naștere al copiilor care se vor naște de acum înainte să apară o rubrică specială, oficială, dedicată orei de naștere. Este un gol din punctul ăsta de vedere, multă lume rămânem cu mari semne de întrebare, oare când s-a născut copilul, că am 5 copii și nu mai știu care e la 3, care e la 4, uită, da, se poate întâmpla în toate felurile, de aceea pentru nepoții noștri, pentru copiii care se vor naște de acum înainte, să ne pregătim de această idee. Căutați jos fiecare film, veți găsi și în descriere și în primul comentariu al acestor filme, veți găsi un link. Acolo trebuie să intrați. Deci nu scrieți, da, sunt de acord la aceste filme, că nu vă ajută cu nimic. Trebuie să intrați în link-ul cu pricina, petiție online se numește link-ul. Veți fi trimiși către site-ul cu pricina, în care trebuie 2-3 lucruri. Să scrieți, nu e nimic, nu vă costă nimic, deci nu e, o să vedeți pe acolo că sunt și niște donații, nu cere nimeni donații. Nu despre asta, este vorba, ci doar o semnătură simplă, banală, pe care un nume, o adresă de e-mail, de unde sunteți, dacă sunteți de acord cu niște chestii acolo pe care trebuie să le bifați cu da sau cu nu, puteți alege să nici nu vă apară numele acolo, dar pe lista mea vor apărea, puteți să nici nu confirmați semnătura, că o să primiți un e-mail imediat după aceea și chiar dacă nu confirmați, o să o fac eu din sistem. Deci nu aveți altceva de făcut decât să intrați și să scrieți, știu și eu, într-un minut ați terminat de completat un formular cât se poate de banal și care undeva se adună și mulțumesc celor 3.000 și ceva, nu știu, erau vreo 3.700 parcă de semnături când m-am uitat ultima oară și vă invit să vă alăturați din ce în ce mai mult, să transmiteți mai departe la alții, dacă aveți prieteni, de ce nu, să distribuiți, să vorbiți despre asta dacă vi se pare util. Dacă nu vi se pare util, nu trebuie să vă obosiți să-mi scrieți în toate felurile că nu e bine ceea ce propun, deși nu văd nimic rău în asta, dar eu zic că e o idee bună. De v-am mai spus și altă dată că nu înțeleg cum din cei mulți care mă urmăriți, doar vreo 3.000 ați rezonat. Că sigur, bag mâna în foc, că 90% dintre cei care mă urmăriți, măcar odată v-a spus întrebarea asta, băi, oare ora mea de naștere o fi asta care mi-a spus-o mama? Și nu toți aveți confirmare. Și nu e un hatâr de astrolog aici, ci cine știe câte metode de autocunoaștere vor avea copiii noștri peste 20-30 de ani. Gândiți-vă cum era când ne-am născut. Nici nu știam de astrologie la vremea respectivă. Dar minte ce o să aibă copiii noștri peste alți 20-30 de ani. Cu toată energia asta de vărsător, toată energia asta de pești, ne vom deschide mintea altfel decât înainte. Și nu doar în România vorbesc asta, ci peste tot în lume. Gata, în acest moment vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începeți, zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare, cele ascendente și să dăm drumul la săptămâna cu numărul 11, care începe cu o zi de 11.
O săptămână minunată vă doresc! Voi, berbecii, aveți un zumzet în cap, în mintea voastră. Poate chiar aveți o acufenă, așa se numește, țiuitul ăla din urechi. Faceți un pic de liniște și vedeți dacă îl auziți. Evident, nu toată lumea îl are. Dar dacă auziți acest zumzet bâzâit în urechi, de fapt e o fabrică în interiorul vostru. O fabrică de vise, o fabrică de idei, o fabrică de soluții. Pe bandă rulantă vă vin ideile în perioada asta. Și casa 12-a e plină ochi cu planete, a fost și va mai fi mare agitație acolo, și casa 11-a, care e tot așa o zonă foarte mentală a planurilor de viitor, plus Mercur, care tocmai a intrat în ograda voastră, vă merge mintea de parcă ați fi fabrică, exact cum spuneam. Din fabrica asta, pe banda aia de producție, mamă ce iese, câte idei, câte soluții, câte planuri, câte iluzii noi, câte vise noi, dar care sunt posibile. Nu uitați că în această perioadă Mercur, proaspăt mutat în berbec, primește și acel sextil unicat de la Pluto. Nu mai spun de faptul că acolo în pești e bânzoleală. Parcă vă transmite universul idei după idei după idei, faia, încât ce aveți de făcut decât să le puneți în aplicare, să vă apucați de treabă, că aveți și instrumentele. Și instrumentele sunt Jupiter și Uranus din casa a doua, din Taur, de acolo. Va mai trece și Luna pe acolo la un moment dat. Deci aveți, nu rămân simple vise, ci sunt proiecte pe care le puteți pune deja în aplicare. Dați-le drumul. Creați-vă strategia, trasați linia directoare la ceea ce vreți să faceți, și poate nu pentru azi mâine, pe luni de zile de acum înainte. Mai vin și instrumentele, sau poate deja le aveți la dispoziție, sau urmează să le găsiți. N-aveați bani zile trecute pentru nu știu ce proiect, ar putea să vină și banii. N-aveați soluția la nu știu ce mare întrebare, ce să fac, puncte, vine și răspunsul. Deci ascultați-vă această fantastică intuiție în fabrica aia din urechea voastră interioară. Pentru că vine și din univers, vine flux informațional către voi. Într-un fel sau altul, parcă ați avea o echipă ce lucrează pentru voi. Imaginați-vă că voi sunteți un om care s-a dus așa, a chemat pe toată lumea la ședință, pe toți angajații la ședință, și le ziceți: uite, proiectul nostru pe perioada următoare ar fi să puncte. Căutați, fraților, soluții. Și i-ați pus la treabă pe piticuții ăștia care acolo lucrează pentru voi, spiridușii, și vă aduc soluțiile, proiectele, ideile. Aveți treabă, cu alte cuvinte. Dar ies treburile. Bine. Palpabil. Le vedeți. Dacă nu, deja culegeți rezultatele. Aveți senzația asta că vă vedeți banda cum funcționează în fabrica asta. Merg niște planuri strună, ar trebui să vedeți piticuții ăștia cum lucrează pentru voi, metaforic vorbind, evident. Dar și voi probabil sunteți extrem de implicat. E o muncă pe care o faceți. În unele cazuri poate fi și o muncă de aia repetitivă, monotonă, plictisitoare, așa parcă de aia am zis bandă, ceva care se repetă iar și iar, dar din toată chestia asta va ieși probabil un proiect de milioane, pe care ori o să-l vedeți peste vreo lună, când va fi luna nouă în berbec, când va intra soarele în berbec, când va avea loc conjuncția dintre Jupiter și Uranus. Deci vor tot fi evenimente în care veți vedea ce a ieșit de pe banda asta de producție. Dar producția asta e la dispoziția voastră într-un fel sau altul. Lucrează pentru voi, pune în aplicare ceea ce vă trece prin minte, și de-aia ascultați-vă această voce interioară care vă trimite
prin imaginație, prin intuiție, prin vise, prin visele nopții, prin visele de viitor, trimit toate aceste entitățile cerești, într-un fel sau altul, vă trimit niște idei, poate unele excepționale. Taurul vă trece și luna la un moment dat prin zodia voastră, pe parcursul săptămânii, dar și voi sunteți dornic să lăsați un pic imaginația să zboare. Sunteți extrem de creativ, imaginativ. Atâta doar că energia asta peștelor care se adună acolo vă sfătuiește, vă recomandă să nu spuneți deocamdată. Să faceți, dar să nu spuneți. Discreția este foarte importantă. Există așa parcă o doză de... Parcă stă cineva cu urechea lipită de ușă să audă ce vorbiți voi după ușă și să vă fure ideile și să vă pună și bețe în roate, evident. De aia discreția este soluția pentru a vă îndeplini marile vise. Puneți-le acolo la sertar, dați-le drumul, faceți ce depinde de voi, dar tăcere absolută. Tăcerea e de aur, nu? Probabil aveți și niște experiențe anterioare în care poate v-ați lăudat înainte de vreme, poate ați spus tuturor ce aveți de gând și n-a ieșit. De-aia planurile astea ale voastre de viitor, vă zic, pune mâna și fă-le. Și când or fi gata, le faci publice. Și Lilith acolo vă spune, taci, taci că ai critici, taci că ai comentatori, taci că ai priviri ciudate asupra ta, fă lucrul ăla pe care vrei. Aveți, poate nu e neapărat un proiect, aveți de gând să faceți ceva important. Și când am zis de gând, e un vis, e un plan, e o intenție. Exemplu, vă gândiți să plecați de la actualul loc de muncă. Și spuneți cuiva. Nu vi s-a întâmplat să spuneți un plan înainte de a se întâmpla și să facă fus, e cam asta ar putea să... Nici nu știți cum apar strâmbe, apar judecăți, apar situații care vă taie vouă elanul și vă blochează evadarea. Că s-ar putea visele voastre să fie legate de o evadare, de o schimbare, de o eliberare, de ceva în care parcă vreți să ieșiți dintr-o închisoare. Energia peștelor de multe ori generează o închidere acolo. Voi vreți să ieșiți de undeva, voi vreți să zburați dintr-o colivie. Și nici nu știți, spuneți cuiva că știi ce, eu vreau să plec de aici și uite așa vi se închide ușa în nas. Nu. Pregătiți-vă evadarea ca un pușcăriaș care vrea să fugă dintr-un loc. Bun, s-ar putea să nu fie ceva urât în spatele acestei evadări, dar parcă vreți aer, parcă vreți spațiu. Vă gândiți probabil la ceva. Să ieșiți dintr-un job toxic, să ieșiți dintr-un loc toxic, să ieșiți dintr-o relație toxică, din ceva care vă îmbolnăvește pur și simplu. Și atunci lucrul la care vă puteți gândi într-un astfel de moment e pe unde să o zbughesc, spre libertate, spre eliberare. Și se va întâmpla dacă nu spuneți la nimeni. Gemenii, posibil să vă gândiți voi la ceva măreț, în fond, energia asta peștelor pentru voi este într-un punct de maximum al vieții voastre, apogeul vieții voastre, casa 10, cu alte cuvinte. Și vă gândiți la ceva deosebit, la un ideal. E mai mult decât un vis, e un ideal, e ceva la care ajungi greu, e cale lungă până acolo. Și s-ar putea idealul ăsta să necesite un preț de plătit. Sacrificați ceva, cu alte cuvinte. Gen, mi se oferă șansa de a obține o funcție importantă. Dar ca să ajungeți la funcția aia pe care probabil o doriți, ați manifestat-o, vi se pare că ar fi wow dacă ați ajunge acolo, ceva sacrificați. Unii își sacrifică viața personală, alții trebuie să plece din zona în care locuiesc, alții își vor sacrifica sănătatea. Deci, puneți ceva măreț pe un taler, dar luând de pe un alt taler în care s-ar putea să rămână cam gol. Și de aia sunteți într-o situație de asta foarte delicată. Merită, nu merită, să o fac, să nu o fac, merită prețul? Depinde.
Fiecare va sta să analizeze dacă merită prețul ăsta de plătit sau nu, efortul ăsta îl puteți face, sacrificiul ăsta îl puteți face. Unii ziceți, a, cu-i momentul? Sunt pe val, sunt cea mai bună șansă pe care o am, dacă nu o fac acum, poate ratez trenul. Posibil să mai fie acest tren și anul viitor, nu e o problemă, dar acum parcă vi se cere, cu Lilith acolo, acum e momentul cântăririi, dacă merită. Să renunțați la ceva pentru altceva și care din ele contează mai mult pentru voi. Sigur, unii o să ziceți funcția, poziția, cariera, jobul, ce e acolo, wow, super, sunt în ochii tuturor, e visul meu împlinit, de o viață muncesc pentru asta. Alții, da copilul, da soțul, da casa, da țara de baștină, da sănătatea mea, da liniștea mea, da viața mea. Uite așa o să fiți fiecare în câte o direcție trască, de aia sunteți doi în unul la urma urmei. Un geamăn o să zică încolo, un alt geamăn o să zică încolo și de aia va fi o analiză. Probabil nici nu luați decizie acum, probabil urmează să vă mai gândiți, să mai cântăriți. Și cum Lilith o să-și mai lase amprenta pe parcursul acestei primăveri de câteva ori, ba chiar și în iunie o să mai aibă niște opoziții, unii probabil nu sunteți încă gata să spuneți plătesc sau nu plătesc cu moneda asta succesul. Și vă veți mai gândi probabil. Racul. Voi vreți să se spargă o iluzie a vieții voastre. Sunteți conștienți că pe undeva ați ridicat prea sus ștacheta, așteptați prea mult, sperați prea mult, singur vă dați seama că mai nu, e imposibil ce-mi doresc eu. Nu că nu se poate de-a binelea. Probabil ați exagerat, ați umflat prea tare un balon. Trebuie desumflat un pic balon, nu trebuie înțepat, gata, a picat tot, nu trebuie să transformați un mare vis într-o decepție, dar să mai umblați un pic din potențiometru. Asta cere Lilith, să mai veniți un pic cu picioarele pe pământ, mai puțin. De la Everest trebuie să coborâți, de la 8.000 de metri trebuie să coborâți la 5.000 de metri cu țelurile, parcă la 5.000 de metri mai poți ajunge. Sunteți într-un moment de frică, de cumpănă, de indecizie. Parcă ceva vă zguduie visul ăla colosal pe care vi l-ați făcut. Unii, fiind atâta energie de pești, pește de multe ori renunță, abandonează. Unii, un pic dezamăgiți, văzând că Everestul încă e departe, ziceți, apoi nu mă mai duc și nu mai fac nimic, nu mai îmi trebuie nici Everest, nu mai îmi trebuie nimic. Dar nu asta vă spune Universul. Universul nu vă spune să renunțați la călătoria cu pricina. Universul vă spune să mai coborâți șacheta, așteptările, speranțele, visele, undeva unde puteți ajunge, conform resurselor pe care le aveți la dispoziție. Nu vă ajung resursele pentru Everest, dar vă ajung pentru un moldovean acolo. Deci puteți în aproape, să fie trepte mici, nu dita mai treapta. Că nu puteți ajunge până acolo. Nu acum, nu cu resursele pe care le aveți acum. Mai aveți ceva de învățat, mai aveți niște pași de urmat, mai aveți niște lecții de învățat, deci nu e ușor să ajungeți la cel mai mare țel, care probabil e prea de tot. Poate unii chiar fugiți după o himeră, poate unii chiar v-ați alimentat o mare iluzie și asta probabil vă anunță Neptun în conjuncție cu Soarele acum. Mai nu cumva exagerat și Mercur zile trecute v-a pus lumina pe iluzia asta colosală. Dar unii da, visați frumos, visați prea roz probabil, e prea de tot. Unii vor fi gata să abandoneze, nu trebuie, dacă nu e aia mie, altceva nu trebuie. Alții o să vă dați seama că mai aveți și un Saturn acolo. Saturn este un element de maturitate, de responsabilitate, de înțelepciune care vă zice, măi, chiar eu nu pot ajunge, nu deocamdată. Când am să mai învăț, când am să mai urc treptele alea necesare, clar că o să mă duc la Everest într-o zi. Dar până la Everest e cale lungă, experiență, trebuie să ajung expert până voi urca eu la dita mai vârful. Că puteți.
Și vârful ăsta, să știți că o să-l atingeți abia de prin 2026 unii. De aia nu renunțați. Chiar dacă încă e departe Everestul, îl puteți ajunge. Și când zic Everest, este un mare scop, un mare vis, un mare ideal la care cine știe de câtă vreme visați. Voi lei s-ar putea să aveți un sentiment că se repară un punct nevralgic al vieții voastre. Poate ați trecut cu ceva vreme în urmă printr-un impas, o pierdere, o suferință, un eșec, o situație care clar v-a influențat puternic emoțional. Ați plâns, ați stat acolo, v-ați înțeles lecția probabil, dar a trecut momentul ăla. Poate nici măcar nu v-ați dat seama cum ați trecut peste asta. De ce? Pentru că e posibil să fi fost o vindecare foarte subtilă, foarte profundă, nu cu pastile, nu făcând ceva. Parcă cineva a lucrat în planul 2 cu sufletul vostru. Sau poate este un proces de lungă durată prin care ați trecut, dar foarte profund spirituală, bine să-i spun, ba chiar și karmic. Voi sunteți într-o perioadă cu într-o transformare a sufletului vostru până în adâncuri. Peștii pentru voi sunt în casa 8-a, o casă foarte ciudată, greu de înțeles, greu de pătruns, greu de descoperit ce e acolo. Poate nici voi nu puteți explica ce se întâmplă acolo de ceva vreme. E, dar acum s-ar putea să stați așa un pic la rece, să priviți situația și să aveți un feeling cum că, unu, ați învățat ceva din toată furtuna prin care ați trecut, a trebuit să treceți prin ea, că doar așa v-ați transformat, doar așa v-ați maturizat, doar așa v-ați achitat de niște datorii karmice, dar fiind atât de subtilă, poate nici suferința nu mai simțiți, poate nici durerea nu se mai face simțită, ba chiar între timp poate v-ați și vindecat. Și de asta ar putea să priviți așa un pic peste umăr și să ziceți, măi, a trebuit să trec prin, nu știu, pierderea aia prin care ai fi trecut eu cândva. Că uite cât m-am maturizat de acolo, cât am învățat din asta, câte schimbări am făcut la mine, la viața mea, numai datorită impasului ăla. Că uneori suferința, pierderea, eșecul, spuneți-i cum vreți, un incident nu tocmai favorabil al vieții, mă învață ceva. Și asta ați trăit voi. Ați pierdut pe cineva drag? Clar ați învățat ceva din asta. Ați pierdut un job? Ați învățat ceva din asta. Ați trecut prin nu știu ce furtună? Ați luat o decizie care a schimbat ceva la voi. Și asta vă uitați peste umăr și ziceți, băi, cât m-am maturizat, trebuia să trec, m-a durut, dar bine că a trecut, m-am vindecat, m-am eliberat, că nu mai sunteți cel de ieri, clar. A trecut valul. Bun, încă este energie de furtună în sufletul vostru, dar probabil se liniștesc apele și asta va face conjuncția dintre Soare și Neptun. Vă mai liniștiți, a trecut, zice cineva acolo. Te-ai vindecat, bravo ție, zice cineva acolo. Unii poate sunteți încă în plin proces, urmează să vă liniștiți, urmează să depășiți impasul. Că nimeni nu rămâne blocat pentru totdeauna într-un hop. Și asta aveți conștientizarea vindecării, conștientizarea că a trecut, conștientizarea că e de domeniul trecutului, nu știu ce, mare, hop, și n-are rost să-l alimentați, asta e clar. Trebuie să închideți un robinet acolo, că tot gândindu-vă, tot zgândărindu-l, tot căutând, m-am vindecat, nu m-am vindecat. Normal că dacă tot dați pansamentul la o parte, nu se vindecă nimic. Let go, zice universul. Și de aia poate fi un moment de conștientizare a vindecării sau a faptului că sunteți în plin proces de vindecare. Că nu mai simțiți la fel de tare ca acum o lună, că nu mai e aceeași suferință ca acum un an, la ceva care cu siguranță v-a întors pe dos cândva. Fecioara, normal că sunteți în centrul atenției prin faptul că Lilith își bagă coada în perioada asta în tot felul de aspecte, voi s-ar putea să vă aflați sau să intrați sau, hai, poate vă aflați într-un mediu. Un mediu care pare să se lege din ce în ce mai bine. Că e o relație, că e o echipă de lucru, că e o familie, că e
un anturaj în care până acum nu v-ați găsit locul. A fost străin, distant, rece, cu ceva probleme de comunicare, cu ceva probleme de adaptare. Da, era un mediu probabil extrem de pestriț în care nu găseți limbajul comun. Voi vorbeați o limbă, ceilalți altă limbă. Voi erați pe frecvență, ceilalți erau pe altă frecvență. Și normal că nu se îngemăna nimic acolo. Ia câtă că un pic de timp a trecut, v-ați obișnuit un pic cu acest mediu și începe să vă găsiți locul, să vă liniștiți, să vă relaxați, vă duceți la jobul ăsta din ce în ce mai mulțumit, comunicați, conversați, socializați, s-a produs un liant acolo, s-a cimentat un pic relația asta. Ceea ce vă dă încredere, evident, vă place să fiți în acest anturaj, v-ați adaptat unii la alții, e relaxant, e liniște. Poate chiar a fost un pic de tensiune la început, pentru că la început în grupul ăla, că erau două persoane, că erau 10 persoane, că era dita mai echipa de fotbal, nu contează, dar la început era gălăgie. Toată lumea vorbea cu toată lumea și nu exista o comunicare coerentă, un fir al acestei bune înțelegeri între oameni. E, s-a sudat echipa, grupul, anturajul. Nu vă mai simțiți printre străini, nu vă mai simțiți singuri, nu vă mai simțiți inoportun pe acolo, ce caut și eu pe aici, că așa ați zis până nu demult. Nu mă simt bine în jobul ăsta, plec. E, uite că ați mai avut un pic de răbdare și nu vă mai simțiți anapoda, aiurea în locul ăla. Inclusiv în cuplu, de exemplu, e posibil să fi trecut nu de mult printr-o stare neplăcută, încât aproape că vroiați să plecați din căsnicia asta sau preferați să stați în camere diferite sau ce bine că pleacă soțul în partea cealaltă a țării, că măcar mă liniștesc și eu. E, ați depășit tensiunea și acum parcă începe să existe acolo un dram de înțelegere, de compasiune, de toleranță, de comunicare, pentru că v-ați dat timp să se lege această poveste. Balanța, greu să comunicați cu cineva. S-ar putea să încercați acolo o comunicare cu un anumit personaj, voi vă străduiți, explicați în fel și chip, dar uneori aveți impresia că parcă un dialog cu surzi acolo, că nu vă aude respectivul. Sau poate nici voi n-auziți. Sunteți doi oameni, dar parcă sunteți doi oameni pe frecvențe diferite, ca la radio. Voi sunteți pe o frecvență, celelalte pe cu tot o altă frecvență. Și încercați voi acolo să comutați radioul de pe o frecvență pe alta. Dar nu vă înțelegeți, parcă vorbiți limbi străine, parcă sunteți străini, chiar dacă sunteți de o viață împreună, în iubire, în căsnicie, în orice fel de comunicare. Și probabil înainte a existat o comunicare foarte bună, dar nu acum. Aveți un sentiment ciudat vis-a-vis de omul ăsta. Planează o tăcere foarte neplăcută, dubii, suspiciuni, frici, întrebări. Mamă, ce în gândurile voastre în strânsă legătură cu acest om, ați început probabil chiar să-l bănuiți de tot felul de mișmașuri. Intuiția vă atrage atenția că ceva nu e în regulă în relația asta. Că e o relație de afaceri, că e o relație de serviciu, că e o relație de cuplu. Undeva sună un clopoțel. Și știți vorba aia, cine sapă găsește, cine caută găsește. Începeți să vă informați, să căutați, măi, ce-o fi pe acolo. E, și s-ar putea, cu ajutorul intuiției foarte puternice pe care o aveți în perioada asta, să vă duceți direct la sursă. Care e problema? De ce? Ce ascunde omul ăsta? Ce nu știți despre el? Ce trebuie să scoateți la lumină? Și probabil veți afla niște mici detalii care să vă spună adevărul. Că nu, el nu vă spune prin cuvinte adevărul, vă spune prin tot felul de semnale. Sau poate semnalele deja le primiți voi. Cum am zis, presimțiri, feeling, fiori reci, nu dormiți noaptea, telepatie,
vise premonitorii, intuiție, pe alte căi vin semnalele cu privire la ce vrea omul ăsta cu voi, intențiile sale, gândurile sale, sentimentele sale, când nu le pune pe tapet foarte clar. După ce le veți înțelege, că nici nu, de înțeles nu le înțelegeați înainte, probabil se va lega din nou dialogul și vă veți pune niște lucruri acolo. Dar dialogul cu surzii e greu de întreținut. Scorpionul. Energia peștilor este de sacrificiu, de compromis. Și vă e foarte greu să acceptați să faceți compromisuri. Se știe că scorpionul, oricum vreau eu, ori nu mă interesează. Ori sunteți pus într-o astfel de situație. De a tolera o situație pe care n-ați tolera-o. De a accepta un compromis pe care nu l-ați accepta. Probabil de dragul cuiva. Treceți printr-un moment destul de delicat în care vi se cere foarte multă atenție, diplomație, să nu cumva să spuneți ce nu trebuie, să nu greșiți vis-a-vis de cineva. Dar probabil acel cineva este suficient de important pentru sufletul vostru, o persoană suficient de dragă, că vă călcați și pe mândrie pentru binele relației. S-ar putea să dați dovadă de o compasiune pe care de obicei nu aveți. E într-un impas respectiv, trebuie să-i acceptați un moft, de exemplu. Să-i acceptați o slăbiciune, să-i acceptați ceva ce altă dată l-ați fi tăiat din rădăcini. Altă dată i-ați fi spus nu, fără să stați pe gânduri. Probabil și acum vreți să-i spuneți nu, dar trebuie să o faceți mai delicat, mai cu mănuși, mai așa, pe la Paris, nu direct. Poate și pentru că persoana cu pricina trece printr-o criză emoțională, probabil. E așa, e pe buza depresiei, e pe buza eșecului, e pe buza prăbușirii. Și numai asta nu v-ar trebui vouă să-i spuneți vreo două direct în față, așa cum vă vine să-i spuneți. Ați vrea să fiți franc, ați vrea să fiți direct cu el. Să nu umblați chiar cu mănuși. Dar nu acum. Altă dată poate o să-i o spuneți direct în față. Se poate și invers, ca cel care trece prin momente delicate să fiți voi. Și cineva trebuie să vă înțeleagă această fragilitate, sensibilitate, că sunteți într-o zonă vulnerabilă și dacă vă spune vreo două, s-ar putea să vă copleșească, să declanșeze o criză. Dar tocmai poate în asta constă energia asta a peștilor de vindecare, de mângâiere, de parcă vine cineva și dă cu alifie o rană, alifie, dar miere în glas, bunătate, blândețe, înțelegere, toleranță, mamă, toate alea care vin din suflet și care vă dați seama că vă e greu să le puneți pe tapet. Dar dacă e cineva atât de drag încât să merite, probabil o veți face și pe asta. Voi, săgetători, sunteți într-un moment în care vă dați seama că trebuie să lăsați în urmă ceva. A venit vremea să abandonați o valiză aici și să o zbugiți. În valiza aia e ceva prea greu să-l mai duceți după voi, sau poate inutil, sau e ceva ce de mult trebuia abandonat. Dar tot ați cărat valiza asta cu voi. O amintire, un regret, o supărare, o neiertare a cuiva, sau poate chiar pentru voi. Dar vine această serie de evenimente pe axa peștilor foarte puternic, care acolo va atinge la coarda sensibilă, la amintiri, la trecut, la bagaj. Parcă a venit vameșul și vă caută în bagaje și vă găsește acolo ceva cu care n-aveți voie să treceți, metaforic vorbind. Și vă spune, a venit vremea, dă tu singur la gunoi chestia asta. Cum se întâmplă la aeroport? Vă găsește apa în bagaj. Dă-ți tu singur apa la gunoi. Trebuie să abandonați ceva, trebuie să închideți o ușă, trebuie să ștergeți cu buretele ceva, ca și cum n-ar fi fost. Să iertați, să uitați, să vindecați, să treceți peste, hai odată, renunță la chestia asta, indiferent despre ce e vorba, dar e ceva ce vă apasă, e ceva pe care probabil și voi conștientizați că de mult nu mai trebuia să rămână acolo. O obsesie, pe semne. Și vă ajută
energia asta de pești, care nu-i de azi de ieri, de ceva vreme și încă se menține, dându-vă seama că dacă nu renunțați odată la chestia asta, vă învârtiți în cerc. Tot aici vă întoarceți, tot aici vă întoarceți. Este o perioadă a vindecării, a iertării, a transformării interioare, emoțional vorbind. Poate trebuie să spuneți ceva ce n-ați spus niciodată, poate trebuie să recunoașteți ceva ce ziceați că nu, eu niciodată n-am să zic lucrul ăsta. Are rol eliberator, renunțarea, recunoașterea, acceptarea, da, acelei situații. E greu pentru sufletul vostru, nu pot, ziceți voi, nu pot să renunț, nu pot să fac lucrul ăsta, eu în mare nu pot acolo. Dar vă luați inima în dinți. Aveți acum curaj, că atâtea planete trec pe acolo prin pești, încât parcă luați o gură de aer și săriți prăpastia, șansul. Și vedeți că merge, funcționează. Poate o destăinuire foarte importantă, poate să vă recunoașteți o vină, poate și o chestie de ego peste care nu puteați trece pentru nimic în lume. De-aia vi se... Sunteți un pic presat de ceva. Poate de proprie conștiință. Vă dați seama că fără acea recunoaștere a vinei, a greșelii, a ceva ce duce după voi și cine știe de când, voi o să rămâneți acolo blocați cu umbra asta deasupra. Vă veți uita foarte serios la voi în oglindă, la sufletul vostru, foarte, poate chiar ați fost la psiholog, poate ați fost la duhovnic, poate cineva chiar v-a muștrulit așa un pic, poate există o autoritate în fața voastră care un pic v-a atins, mai știi că n-ai făcut bine, știi, până nu spune cineva în care chiar ai încredere, cineva față de care ai respect sau poate frică sau o autoritate, nu ți-i cont. Dar poate a spus medicul, poate a spus părintele, poate a spus, nu știu, șeful, a spus cineva ceva. Măi, totuși, ai făcut-o. Nu ajungea să vă spună conștiința. Încât e și un proces de conștiință, e și o judecată a cuiva, așa, vă muștruluiește cineva. E și probabil o să ziceți, ok, da, am făcut-o, recunosc, îmi pare rău, iartă-mă, chestii. Și veți căuta soluții să dregeți busuiocul. Dar în primul rând asta este greu. Recunoașterea, să deschideți gura, să spuneți da, așa este, accept. Îmi pare rău, dar am făcut-o. O vină. Cine știe de când și va fi eliberator momentul ăla. Că altfel, nu și nu și nu, rămânând în închisoarea acestei încăpățânări, pierdeți timp și tot aici o să ajungeți odată și odată. Capricornul, mamă, e... bombardament în mintea voastră, e plouă cu gânduri, plouă cu idei, plouă cu soluții, plouă cu inspirație, încât trebuie să vă ascultați acest flux informațional. Voi sunteți agenție de știri în perioada asta, uite așa, vin pe bandă rulantă, poate răspunsuri la întrebări de mult trimise în univers, poate soluții pe care nici prin gândul v-a trecut să că le aveți deja, că sunt acolo, dar n-ați stat un pic să analizați, să vă ascultați un pic vocea interioară, mintea. Parcă umblă cineva în sertarele memoriei și mamă ce e acolo. Poate chiar treceți printr-un astfel de moment, un examen, de exemplu, în care trebuie să intrați în toate fișierile, nu? Că pe acolo aveți informații, pe acolo aveți amintiri, pe acolo aveți tot ce vă trebuie pentru un mare moment. De-aia îl compar cu un examen. Apoi la un examen trebuie să treceți în toată materia, nu? Și vă dați seama că aveți informații acolo, e doldora de informații, experiență în domeniul respectiv, poate chiar înțelepciune, deci aveți cu ce ieși la înaintare, mintea voastră e plină, dă pe afară. Ba, poate este și o perioadă în care acum învățați, acum trebuie să acumulați această informație, fie că deja o aveți acolo stocată, fie că vă băgați într-o bibliotecă și băgați informație la greu, veți ieși de acolo doxat. Poate pentru unii e un mare examen profesional, pentru alții un examen de viață, pentru alții, nu știu, un moment căruia îi dați o importanță aparte, în care informația e esențială și în unele cazuri informația poate fi karmică.
parcă accesați memoria karmică, cel care a fost în atâtea vieți anterioare, cu multă experiență de vieți anterioare. Exemplu, ați fost medic 7 vieți anterioare și acum treceți printr-o situație în care poate nu sunteți medic, dar vă mirați și voi de unde aveți această intuiție de a da un sfat, de a da cuiva o părere. Vă ies niște informații din minte foarte importante. Informații, inspirație, sfaturi pentru alții, îndrumări pentru alții, dar și către voi vin. Atât de la voi pleacă aceste informații, dar și vin către voi, încât trebuie să stați cu urechile pâline, cum s-ar spune, cu toate antenele ridicate, așa, ca să vă vină de pe acolo tot felul de detalii care vă vor fi de folos multă vreme de acum înainte. Vărsătorul mai iese o planetă din zodia voastră, săptămâna viitoare mai iese și Marte de acolo și se mai liniștesc apele, că a fost nebunie și prin ograda voastră de vreo lună și ceva. Și probabil plecarea așa lui Venus de acolo vă inspiră un gol. Că v-ați obișnuit cu atât de multe planete, că ați avut și voi 4, 5 planete în vizită pe aici și dintr-o dată strada aia care era foarte îngrămădită, dintr-o dată se mai răsfiră așa. Ba poate vă plictisiți chiar. De peste câteva zile, de pe 23 martie încolo, când va pleca și Marte, chiar că vă puteți plictisi. Și de aceea parcă profitați un pic de Pluto, pe care o să-l țineți acolo mult și bine. Pluto ăsta vă dă niște idei, niște planuri de viitor și probabil planurile urmează să le puneți în aplicare. Dar sunteți la faza de căutare de resurse. Le puneți acolo, vă puneți așa o tablă în fața voastră și începeți să puneți postituri ce vă trebuie pentru planul ăla. Îmi trebuie bani, îmi trebuie la data de... Trebuie să creați o strategie, un plan în ansamblu, dar în cele mai mici detalii. Și căutați ce vă lipsește, că vă lipsesc foarte multe. Dar deocamdată, cu Mercur acolo, Pluto, în sextil cu Mercur, stați în fața unei table nu prea pline, probabil. Aveți ceva postituri, metaforic vorbim, pe tabla asta. Dar vă dați seama, e frumos planul ăsta pe care îl vreau eu. Cine știe cât o să dureze. Și acum faceți un bilanț, un inventar al ingredientelor. Ce vă trebuie? Mai mi-ar trebui timp, mi-ar trebui bani, mi-ar trebui mașină, mi-ar trebui informații, mi-ar trebui documente. Și le puneți pe tablă. Cu elementul timp în vârf de băț. Pentru că multe din lucrurile astea pe care le puneți pe tabla cu pricina, cu postituri, nu le puteți obține repede. Durează. O cerere acolo, trebuie să învățați și durează, trebuie să adunați bani și durează. Deci cam tot ce vă propuneți, le veți atinge, dar nu repede. Momentan vă lipsesc foarte multe, dar și altele deja sunt pe tabla asta voastră de materii. Dar poate tocmai asta faceți, o strategie pe termen lung, câteva luni de acum înainte, câțiva ani de acum înainte, dându-vă seama, în vreo 5 luni adun resursa asta, în vreun an adun resursa asta, peste 2 săptămâni pot să pun resursa asta pe tabla asta mea. Dar deocamdată asta faceți acum, bilanț, inventarul instrumentelor pe care le aveți. Le puteți obține, în cât timp le puteți obține și tot așa. Că aveți și multe. Energia peștilor pentru voi este ce am eu în coș. Și aveți. Unele mai puțin, altele mai trebuie, altele se adună, dar în timp îndelungat. Și de-aia strategia asta pe care o creați voi e cu bătaie lungă, de luni, de zile. Unele aspecte, cine știe când, vor fi acolo pe tabla voastră. Dar poate acum le solicitați, le conștientizați că vă trebuie, le primiți pentru că deja le-ați solicitat de pe undeva. E o programare, da, asta faceți voi, o programare
a unui proiect, dar cu etape, etapa 1, amasa, în etapa 2, amasa și sună bine, dar deocamdată vă dați seama și ce vă lipsește. E și dacă tot vă lipsește, începeți să bateți la ușile potrivite, să puneți și punctele alea pe tablă și într-o zi le veți avea. Că vin, de acolo din pești vine inspirație, vin ajutoare, vine susținere, vine îndrumare. Poate nu chestii palpabile, uite banii, fă ceva cu ei, calea, se deschide calea. Și care de unde vine, dacă nu tot din propria voastră inspirație. Peștii, îndoleală, uite așa e balta voastră, toată, și ați văzut vreodată cum se hrănesc peștii de crescătorie. Uite așa fac peștii acolo când cineva le aruncă grăunțe. Cam asta este. La voi cineva aruncă grăunțe în propriul iaz și peștii voștri se mișcă în toate direcțiile. Dar poate fi și o perioadă epuizantă pentru voi. Vânzoleala asta poate nu vă place așa de tare. Depinde ce fel de pește sunteți. Pește de la mai liniștit sau pește de la zvârlugă care abia așteaptă să mai sară un pic prin apă așa. Dar mult, e mult pe umerii voștri. Un consum energetic foarte mare, mental, emoțional, cam pe toate palierele voastre duduie toate motoarele. Și normal, când duduie toate motoarele, unele mai intră așa și un pic în fibrilație, în alarmă, în suprasarcină. În unele cazuri, suprasarcina asta sau becul ăla din bord care se aprind, vă atenționează ce nu e bine. Unde exagerați, unde așteptați prea mult, unde nu e calea cea mai bună. Când ai multe pe cap, atunci poți greși mai tare. Și vin niște semnale către voi, niște avertismente, niște îndrumări, dar vin niște îndrumări care nu vă convin. Vă scot un pic din ale voastre, de aia aveți sentimentul ăla mai, uite câte am pe cap, apoi mai îmi trebuie acum și o ușă închisă în nas, că la câte am pe cap mie îmi trebuie să meargă bărcuța asta pe valuri, nu să mă oprească cineva. E, dacă vă oprește e pentru că nu e varianta cea mai bună. Nu așa trebuie să faceți. Pe undeva trebuie să faceți curățenie, pe undeva trebuie să eliminați ceva, pe undeva trebuie să schimbați ceva și vin toate aceste semnale. Intră Venus la voi în zodie săptămâna asta. Are loc minunata conjuncție între Soare și Neptun, deci beculețele se aprind. Fă aia, nu face asta, ia-o pe acolo, nu o lua pe acolo. Cum? Îndrumări din toate direcțiile, inclusiv de la propria voastră intuiție, fără doar și poate, nu doar din astral, dar și de la alții. Încât dacă veți vedea la un moment dat că cineva vine colac peste pupă, așa că numai asta vă mai lipsea, cireașa de pe tort, cum s-ar spune, și vă dă peste cap ordinea programului de zi cu zi, rutina, liniștea, ceva vă irită cu un mare nu sau poate chiar cu o critică sau poate chiar cu un refuz, e ca să vă oprească din turația asta maximă în care funcționați. Că e prea de tot. Ați obosit, poate și o problemă de sănătate își bagă coada pe undeva, poate greșiți din neatenție. Vă oprește, vă frână, e o frână, clar, stop, zice cineva. Și vă veți gândi, sau bine ar fi să vă gândiți, de ce m-am oprit? Măi, când toate motoarele mele mergeau la capacitate maximă, de ce tocmai acum m-am oprit? Pentru că probabil era un prea de tot acolo, era un consum prea mare, poate nu în cea mai bună direcție, era un consum, de exemplu, financiar. Nu da toți banii acolo, zice ceva și de aia apare blocajul. Nu da toată iubirea la omul ăsta și de aia apare o problemă. Prea multul ăla pe care l-ați canalizat într-o anumită direcție, n-are ce căuta acolo. Nu v-ați calculat bine resursele, forțele. Există și niște mici atacuri la persoană. Este Lilith din punctul diametral opus care o să vă trimită niște săgețe. Alo, vezi că nu e bine. Oameni, condiții defavorabile, vă ceartă șeful, vă certați cu soțul. Toate astea sunt niște semnale. Măi, de ce nu merg lucrurile? Că la câtă nebunie în ograda mea ar trebui să meargă struna. Nu, că e prea mult probabil.
Poate sunteți mai liniștit de felul vostru, e plus un tumult emoțional, dar poate și fizic. Parcă nu mai puteți duce, vă intră un pic în burnout, așa, mintea voastră, sufletul vostru. Poate să vă mai liniștiți. În unele cazuri, frâna vine prin probleme de sănătate. Stop, vă mai doare pe aici, vă mai doare pe acolo. Sau, dacă nu sunt probleme de sănătate, prin conflicte cu alții. Sunteți criticați și care vă afectează emoțional foarte tare, poate altfel nu, dar vă dă peste cap liniștea, nu dormiți noaptea, vă întrebați de ce? E, din toate aceste de ce-uri, clar că veți găsi niște soluții să reduceți motoarele, să mai un pic acolo din potențiometru, că e prea de tot, dați prea mult, cereți prea mult, faceți prea mult, prea mult ăsta, ce prea mult strică. Normal, cu 7 planete prin ograda voastră există un prea mult. Un record din anumite puncte de vedere. Mai mult ca oricând. Anul trecut pe vremea asta nu treceau atât de multe planete aproape simultan pe aici. Și de aia e ceva nou. Dar totodată și conjuncția cu Neptun, care nu e altul decât guvernatorul vostru, vă arată pe unde să vă mai, poate să vă mai detașați, să mai renunțați la niște lucruri, să mai amânați niște lucruri, să mai pasați la alții niște lucruri. Că poate ați avut și tendința asta de, hai dăm, așa, de la Lilith în Fecioară aveți poate și senzația asta de, hai, trebuie să accept că, de, mi-a zis șeful, mi-a zis soțul, sunt obligațiile mele. Nu, pe semne că la unele puteți chiar și voi să spuneți nu. Și poate asta veți învăța, în epuizarea asta, în prea multul ăsta, veți învăța să mai spuneți și nu, să vă puneți și pe voi pe primul plan și nu doar pe alții. Că poate vă cam sacrificați pentru toată lumea și tot noi mulțumiți. Asta este săptămâna cu numărul 11, 17 martie. Vă doresc o săptămână ironică și liniștită pe cât posibil, conform energiei peștilor.